E clar că emoția... Hai să vorbim deodată. E clar că emoția crește din ce se apropie miezul nopții și e clar că noi vom fi aici până la ora 0. Ca și dumneavoastră, m-am zis cei care mai rămas la televizor. Încă mai aveți timp să veniți aici în piață, pentru că metroul circulă și putem fi împreună în această ultimă zi a acestui mileniu. Ne revedem la ora 0! Eu aș zice în felul următor, să nu ne despărțim chiar atât de repede de piața Palatului ca să avem motive suficiente să mergem acolo. E o nebunie aici, poate cum auziți din strigătele și dansul și cântecul ce se petrece în jurul nostru. Doamnelor și domnilor, la mulți ani! La mulți ani! Este extraordinar! Eu una n-am mai văzut așa ceva de la Revoluție. De 10 ani n-am mai văzut atâta lume în această piață. Sunt oameni care vin de peste tot, sunt oameni cu copii mici în spate, exact ca la Revoluție. Cine a zis că românii nu sunt optimiști? Cine a zis că nu au speranță? Nu e adevărat, sunt fericiți și știu că pot, au putere. Și prin ceea ce au făcut astăzi, cred eu că românii au arătat că pot fi așezați oricând alături de oricine, chiar și de cei mai bogați, pentru că am văzut ceva mai devreme la Pro TV cum a fost petrecut revelionul acesta, unic. E clar că n-am fost mai prejos decât Times Square sau decât orice loc din toată lumea. Cu siguranță și vom continua, probabil, sau mai bine zis, mare siguranță să rămânem la fel. La mulți petrecerea ani, aici continuă. Ce am uitat să facem? Să ne cântăm noi la mulți ani, da? Hai să vă aud! Hai să facem împreună! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Suntem în emisie și starea este incredibilă. Vorbeam mai devreme de public și spuneam de aburi care se ridică. De data aceasta e o altă concluzie sau, să zicem, observație care vreau să o fac. De obicei, în asemenea concerte, de o asemenea amploare, se petrec lucruri, hai să spunem, discutabile. În această seară publicul este extatic. Nu există strigăte, nu există brichete care sar pe scenă, nu este nimic altceva decât o mulțime de oameni care participă, aplaudă și dansează într-un concert incredibil. Este un concert cum nu s-a mai văzut. Îngerul se pregătește, spectacolul este aici. Suntem în piața Revoluției. Acum 10 ani aici a început lumea. Iar în această seară vine anul 2000. Special pentru tine, România. Din piața Revoluției vă așteptăm. Mergeți așadar în piața Palatului. Cred că ceea ce ați văzut v-a convins pe deplin. N-are rost să stați acasă, mai ales dacă din cine știe ce motive acolo lucrurile încep să treneze. Ora la care România va intra în anul 2000 și odată cu România, în anul 2000 vor intra Betleemul, Egiptul, Grecia, Turcia, toate aceste țări pe care unii în mod peorativ le numesc Orient, dar să nu confundăm lucrurile, pentru că civilizația atunci când s-a născut aici, în Occident, era încă pe nicăieri. Ei, în orice caz, dacă e să vorbim doar despre Egipt, e țara în care exista un calendar cu mult înainte să-l fi oficializat noi pe acela, după care hotărâm acum și numărăm acum mileniile. 2000 scrie aici, da, vine 2000 într-adevăr și în România. În 54 de minute apucăm să trecem pragul. Cert este că la ora 0, în piața Palatului, urmează un spectacol extraordinar. Aflăm din nou pe străzile București, Ploiești, Piteștiului, care să fie Goviștei, unde stăm de vorbă cu cei mai celebri oameni de aici, din București. Este vorba de... Aici, la răscrucea dintre ani, ne îndreptăm cu toți furtunos către anul 2000.
Domnie. Lasă-mă, domne, în pace. Domnie. Ce cauți aici? Vreau să fac o lăcrămație. Zi. Domne, sunt făcut pământ de supărare, domne. Meream pe autostradă cu oile. Păi, alo, domnul, păi dumneata mergi cu oile pe autostradă, domnule? Păi, dar pe unde să merg? Păi cum, pe unde, domnule? Pe câmp, prin păduri. Cu oile? Da. Cu Mercedes-ul meu, Cluj 01, oile. Meream? Așa, da, dacă mergeai cu Mercedes-ul pe autostradă, am crezut cu animalele. Păi cu animalele, că am 300 de oi și le mân cu Mercedes-ul de la spate, așa, pe autostradă, domnule. N-am, că și când să mai lenevesc, e mai claxonez, le dau fază mică, fază mare, oaia mică, oaia mare, așa. Și cum eram eu așa, domne, o intrat unul cu o mașină în turma mea, praf mi-a făcut oile, domne. Ce mașină, domne? Nu știu, un Jeep 4x4. 4x4? Știi dumneata sigur că 4x4? Am numărat, 16 oi mi-au oborât, că dorm. Nu, o fi fost 2x8. N-a fost, domne, 2x8, că nu există Jeep 2x8, ce naiba? Și mi-au omorât oile și-au coborât din mașină un domn așa, la vreo 60 de ani, da? Cu cioc. Da. Aici... O fi fost președintele? Nu cred, că eu îl cunosc pe domn președinte și omul ăsta a fost om serios, nu a fost dânsul. Da. Nu. Și mi-a zis că îmi plătește oile, dar... Și cu bani, cu cât? Nu, a zis să mă duc cu dânsul până la Scoroviștea și îmi dă câte un bax de asos pentru fiecare oaie. Și da, te rog să mă lași... să mă ajutați că nu l-am mai văzut. Nu te mai ajut, gata, că eu trebuie să prezint că începe Revelionul, da? Revelion? Revelion. Ce Revelion? Revelion, domnule. Cum e camera? Domnilor, domnilor, dacă vreți să petreceți un Revelion de neuitat, veniți la mine la stână, condiții ieftine. Ai condiții la stână? Ioi, am căldură, am... Ai căldură la stână? Dar cum? Ne încălzim de la gaze, domne. Ai dumneata gaze? Am gaze, dar să nu treceți cu bricheta pe la spatele meu, vă rog frumos. Am de toate. Ia spune, și cu mâncatul? Cu mâncatul, s-o obișnuiesc, că și eu când mă mâncă mă scarpin, s-o obișnuiesc, că nu-i problemă. Nu zic, de Revelion trebuie să organizezi programe. Programe, avem programe. Striptease ai? Ce să am? Striptease. Striptease, avem striptease. Da. La stână, pe cuvântul meu, păi oile mele una nu poartă bikini. Să alegi la care te uiți. Dar nu contează, domne, nu cu oile se face striptease, cu femeile, domne. Femei? Da. Nu cunoști dumneata. Da. Păi da, oaia are lână peste tot. La femeie ce poate să te excite, domne, că n-are decât o țărucă de lână. Ce să te poate excita? Spune, ai mai organizat revelioane la stână până acum? Ioi, bată-mă, Dumnezeu, dar cum nu? Am făcut un revelion cu oameni din minister, cu oameni de afaceri, venit cu femeile, cu telefoane de alea fără șfoară în fund. Telefoane celulare. Și ce vorbeau la celulare? Lulare. Și păi când se distrau acolo cu femeile, da? Sunau la neveste. Alo, sunt în ședință, tu. Da, ia, străini au venit la dumneata acolo? O venit anul trecut un american, da, după față, că era negru. Da. Și ne-o dat să mâncăm niște făină, de-o zis că-s droage. Ce sunt? Droage, domne. Așa, și ce ai făcut? 3 zile am fost beteac de cap, m-am bolunzit de cap. Da? Eu am visat că sunt Băsescu și asfaltez Poiana. Da. Am visat că sunt Clinton și am cumpărat trabuce la toate oile. Da. Am visat că sunt țapul și câștig alegerile. Numai tâmpenii am visat, numai prostii. Doamne, te rog, eu am puțină treabă, totuși, dacă ai vrea să rămâi la noi, să organizăm aici Revelion, este superb pe stradă aici, anul 2000, mâncare, potol, vrei, bune, să rămâi, bun, la noi? Cum nu? Dacă ne cânti și nouă o baladă, ia. Vă cânt, domne. Ia zi. Unde e camera? Acolo. Acolo. Suspedia. Frumoasă baladă, extraordinar, pe cuvântul meu. Deci, nici nu mă așteptam. De unde o știți? O știu de la tatăl meu. Da. Care tot așa, când o cânta, l-a întrerupt un prost și a murit. Tatăl meu trăiește. Bun, hai că nu vă mai întreb pe nimeni. Cântați balada necenzurat. Suspedia. Hai că începe Revelionul 3000 până când terminați. Domnul, gata, domne, ajunge, domne. Ajunge, domne. Dai, mă, că mai sunt câteva strofe.
Așa a cântat-o bunicul meu până a murit și nu am mai scris la ea. Nu te mai întrerup pe nimeni, cântă versurile din baladă, nu literele, hai! Bine! Suspedio, dar le pricep ce cânt? Pricep, sigur că pricep! Suspedio, nu înseamnă că dacă ascult și pricepi. Da. Pricep, domne, pricep, pe cuvântul meu că pricep, cântă dumneata balada. Bun! Așa! Suspedio, după față nu s-ar părea că pricep. Pricep, pe cuvântul meu că pricep, cântă acolo. Luclujului mă... Na, ce-am zis? Sus pe dealul Clujului mă... Bravo, domnule, bravo, ești un om cu școală, deștept. Păi da. Și ținând cont că eu-s mai prost ca dumneata. Evident. Evident. Hai să facem un pariu. Da. Dacă pricep versul de-l cânt eu, da? Îți dau eu 10.000 de lei. Da. Dacă nu pricep versul, da? Deși cred că-l pricep, că ești deștept, e, îmi dai dumneata 100.000. Da, zi. Hai, fii atent. Hai, mă, că am luat salariu, zi. Sus pe dealul Clujului, asta e știut-o. Da. Stăbaciu cu turma lui măi. Stăbaciu cu turma lui măi, 10.000. Bravo, domnule, poftim. Așa. El sparg pe ăsta. Listen. De mne trage strân la pieptă. Ecute-mă. N-am neștravă când tomnită. Că deșmași pe lâmb de vane. Te rog eu frumos, numai că mă sărăcește. Mi-am acoperit de trale. Te rog eu că mă las sărac. Pobetna ești în fanani măi. Nu mai știu. Nu mai știi. La anul și la mulți ani măi. Stai. 10.000. La anul și 10.000. Bă, ce zi, bă? 10. Adică încerci bani mie, mă? Da. După ce că ai făcut mișto de frate meu, mă? Care frate tu, mă? Nu știi pe frate meu? Nu. Dragi prieteni, următorul invitat în studio Vacanța Mare este un pușcăriaș. După 30 de ani de pușcărie, i s-a dat voie să-și salute rudele. Haideți. Stai jos, potolește-te. După ce că ți-au dat voie pentru bună purtare, te rog să fii cu minte. Acum poți să-ți saluți rudele, salută-le. N-am pe tine. Cum n-ai pe cine? Acum o jumătate de oră mi-ai spus că ai rude, ai... Da, da, de atunci am ajuns și pe acasă și am omorât pe toți. I-am omorât pe toți? Pe toți. Pe cine? Pe tata. Cum l-ai omorât? Nu, greu. Lipsă de antrenament, domne, lipsă de antrenament. Păi înainte când aveam antrenament, odată dădeam cu toporul, cădea imediat. Acum a trebuit să dai de 11 ori ca să... în cadă. Și pe cine ai mai omorât? Pe mama. Cum așa? A uitat că îmi place să dansez. Și asta ce mare lucru? Bă, da, dar eu dansez cu drujba. Râtr-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 r
Păi îți dai seama că pentru faptul asta mai ai încă 20 de ani de pușcărie. Încă 40, că m-au mai venit să danseze doi frați. Întârtâr, întârtâr. Mai ai și alte victime pe conștiință? Decât 30 de vecini, atât. 30 de vecini? 30 de vecini, de vecini. Și ăștia cum au murit? De la fumat, de la fumat. Credeam că... Mi-am aprins țigara cu fitilul de la dinamită să buf. Păi dumneata ai făcut ravagii, domne, într-o jumătate de oră. Și cum ai ajuns aici în studio așa repede? Cu mașina, cu mașina. Mașina. Care mașină? Aia cu copii mulți înfăsurați pe roată. Domnule, eu nu înțeleg cum ți-au dat drumul din pușcărie, domnule. Pentru bună purtare. Cine a zis că ai bună purtare? Colegii de celulă? Gardienii? Care colegi? Care gardieni?
Să nu spui că eu omor și pe ăștia. Pe toți, pe toți. Din prima zi, pe toți, pe toți. Pe toți, pe toți din prima zi. Din prima zi. Păi și după aia mai stat 30 de ani în pușcărie, singur. Da, da, da. Păi de ce? Mi-au zidit celula. Te-au zidit de tot? M-au zidit de tot. Și ce ai mâncat, domne, 30 de ani? Celula, am mâncat celula. Și acum am terminat de mâncat, iată mai aici, așa. Deci gata, ai scăpat, nu am mai scăpat. Asta. Bun, am scăpat. Și acum ce ai de gând să faci? Să mă cumintesc, mă căsătoresc, să-mi iau și o nevastă. Foarte bine, foarte bine. Așa. De ce? Vreau să văd eu cum e când îți omor nevasta. Păi, domne, dumneata, omor așa din curiozitate. Doamne fereste, doar nu sunt maniac. Omor din plăcere, nu din curiozitate. Și pe cine omor tu așa din plăcere? Pe cine mă enervează. Deci nu pe toată lumea? Nu, numai pe care mă enervează. Și cine te enervează? Toată lumea. Domnule, ce dracu. Și tu mă enervezi, tu mă enervezi cel mai. Tu mă enervezi rău de tot. Păi de ce, domne, ce ți-am făcut eu? Tu mă enervezi că ai păr. De ce ai, mă, păr? Nu, stai, domne, vă rog frumos să luați. Domne, mă arat în cap, pe cuvântul da, meu. Să nu te razi. Nu mă razi. Să te piept în cucărare pe mijloc. De ce? Ca să am un reper când dau cu toporul, înțelegi? Domne, te rog frumos. Da. Domnule, te rog să te... Potolește-te, domnule, lasă-mă în pace. Nu ți-am făcut nimic, eu doar ți-am un interviu. Bine, pe tine te lasă-mă. Mulțumesc. Dar pe cameramanul ăsta cu mustață, domnule. Florin Călinescu și echipa sa vreau fiesta să înceapă și aș trage ceva în țeapă. De Revelion la ProTV. În locul în care în urmă cu 10 ani pentru români a renăscut speranța, în piața Revoluției, în noaptea dintre milenii, o întrupare a luminii se va ridica la cer pentru a duce mesajul puterii și voinței românilor spre infinit. Este Îngerul Mileniului. Mesagerul care duce ruga noastră în viitor. În noaptea de anul nou, Îngerul Mileniului se arată românilor la ProTV. Ce crezi că-ți va aduce anul 2000? Să fiu cool! Florin Călinescu, cu pastile efervescente de chestiunea zilei. Vacanța mare! Verador? Și picăturile miraculoase energizante Doru Octavian Dumitru. Sunteți acolo? Nu mai doi. Și ascultă-mă pe mine, un sfat de la virusul. Pornește în călătoria mileniului. Îmbarcarea are loc pe 31 decembrie la ora 12 fix. Cu peron la ProTV și punct fix pe telecomandă. Noaptea dintre milenii, vei fi martor în direct la cea mai spectaculoasă celebrare a anului 2000. În Egipt, în mijlocul deșertului, în fața celei de-a șaptea minuni a lumii, piramida lui Cheops, Jean-Michel Jarre îți oferă cele 12 vise ale soarelui. Un concert unic, un spectacol grandios. În noaptea de Revelion, în exclusivitate la ProTV. Oare cine poate să mă ajute? Să pot să iau acum de la început? Astăzi totul îmi pare atât de greu. Dar astăzi îmi dau seama că nu pot să mai fiu eu. Sunt atâtea zile și atâtea nopți de când pe lume rătăcesc, fără să știu unde merg și de ce mai trăiesc. Undeva departe e iubirea mea, undeva acolo s-a pierdut și ea. Stai mai crezut, oare cine poate să...
ciude, să pot să iau acum de la început. De Revelion, ProTV vă face multe surprize. Au, au, au! Bagă bădiță cu foc, nu te uita că nu-i loc. A, vreau să mă râd. A, dacă vreți să râdeți, am o casetă cu Vacanța Mare. Și totul este necenzurat. Ia, amendă imediat. Vai, că mâncat! La, 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 la. Vacanța Mare în super spectacolul necenzurat. Amendă imediat. Arde vaca și purceaua până l-o seritam blaua. Vacanța Mare în noaptea de Revelion la ProTV. În exclusivitate la ProTV, cele mai frumoase femei, cele mai mari voci, divele care au dat stil muzicii sfârșitului de mileniu. În cea mai lungă noapte a secolului, Tina Turner, Cher, Brandy, Whitney Houston și invitat special Sir Elton John vin la ProTV în concertul mileniului. Divas 1999. Divas and bitches. Yeah. My goodness. 5 zile din viața celor mai picante fete din lume. 5 zile de turneu. Pentru ele zile obișnuite, pentru fani un adevărat eveniment. Come on, let's go crazy. Spice Girls, fetele care au pornit din Anglia pe drumul succesului. And today I'm spending the first of 5 days with Spice Girls. 5 girls, 5 lives, one story. Spice Girls, fetele care au cucerit lumea. Un film incendiar. În noaptea de Revelion la ProTV. În locul în care în urmă cu 10 ani pentru români a renăscut speranța, în piața Revoluției, în noaptea dintre milenii, o întrupare a luminii se va ridica la cer pentru a duce mesajul puterii și voinței românilor spre infinit. Este Îngerul Mileniului, mesagerul care duce ruga noastră în viitor. În noaptea de anul nou, Îngerul Mileniului se arată românilor la ProTV. Și, dragi prieteni, acum când mai sunt câteva minute până în anul 2000, pot să vă mai spun doar atât. Mileniul trece, mai avem puțin și înfrângem. Veniți în piața Revoluției să apărăm toți la televizor. În fața Bibliotecii Universitare se trage cu dopuri de șampanie și artificii. Au fost incendiate mii de gâturi cu bere și vin. Deja nimeni nu mai știe numărul celor morți de beți. Fac un apel către toți românii sub 14 ani. Opriți rafalele de petarde, că ne scoateți ochii! Români, fă-te că mănânci! Avem informații că mii de vați
deghizați în cele mai tari hituri ale anului, atacă auzul populației la concertul Protevoi. Trupe înarmate cu piese grele folosesc muniție hip-hop, rock și underground. Dacă îi vedeți dezarmații de tot ce au în cap, în top, vedeți că surse oficiale apropiate gâturilor dumneavoastră ne-au înștiințat că de Revelion apa nu e bună. Păi nu e bună. Beți numai lichide verificate, gen jumătate și trei sferturi. Pe această cale vrem să dezmințim informația conform cărea berea după vin e un chin. Sanchi, e beton în orice ordine. Fac un apel către cei care urmăresc evenimentele dintre ani de acasă. Nu închideți televizoarele! Până dimineață vi se vor transmite programe foarte importante pentru țară. Înarmați-vă cu sarmale, piftii și fursecuri, deoarece vom avea o noapte lungă împreună. Trebuie să rezistăm treji până dimineață. Dacă cumva vedeți prin casă bătrânele cu torturi și cozonaci, verificați-le. Sunt șanse ca acestea să fie pline cu nucă și stavide. În altă ordine de idei, vă anunțăm înființarea în studiourile ProTV a frontului sărbătoririi în neștire. FSN! Acest organism proclamă 1. Termenul compromis de tovarăș va dispărea pentru totdeauna. De acum ne vom adresa cu băia de băiat. Băi, nenică, ești marfă, să nebunesc. Și moșule, mai toarnă. Doi. În această seară scoatem în afara legii PCR-ul. Adică plictiseala, culcarea și ranchiuna. Trei. Dați-mi voie. Trei. Chiar spre dimineață vom organiza alegeri libere între ciorba de potrace și borșul de pește. 4. Începând din acest moment, se vor elibera din sticlele în care au fost închise ani de zile toate băuturile spumoase. 5. Se instituie libera circulație spre cămări și pivnițe, precum și libera exprimare prin joc și voie bună până la instaurarea febrei musculare. Ura! Șase. Porcii! Porcii nomenclaturiști din lotul Comtim vor fi închiși în stomace și judecați de sucul gastric. Na. De asemenea, li se confiscă toată averea de sub șorici. Șapte. Fostele sticle pline și care s-au compromis prin golire nu vor mai ocupa nicio funcție pe masa festivă. 8. Și nu în cele din urmă cu voia dumneavoastră, toți participanții care rezistă în piață alături de noi pe baricadele acestui revelion, popular, spontan, vor primi certificate de revelionar! Acesta conferă posesorului dreptul de a intra
gratuit la guvernarea mileniului 3. Frați români, vrem, nu vrem, vine și mileniul următor. Singura mea dorință este ca măcar aici să prindem primul val. Și cred sincer că de data asta vom reuși. Nu suntem noi românii ăia care descoperim anul 2000 înaintea francezilor, nemților și americanilor. Păi de câte ori am avut ocazia să intrăm primii undeva fără să ne trimită ei altundeva? Simt că la miezul nopții ceva extraordinar se va petrece acolo, în piața Revoluției, ceva care ne va ajuta să învingem sfârșitul lumii și că odată intrați în anul 2000, vom renaște pentru un nou început. Eu cred că acum cel mai bine este să ne păstrăm speranța și mai ales credința în Dumnezeu. Pentru că de data aceasta, fraților, chiar vin vremuri mai bune. Florin Călinescu și echipa sa. Vreau fiesta să înceapă și aș trage ceva în țeapă. De Revelion la Pro TV. A sosit clipa cea mare. Fii pe fază. Duminică, 2 ianuarie la Super Bingo Pro TV se joacă șansa mileniului. Nu pierde nicio clipă dintr-un spectacol excepțional cu Doru Octavian Dumitru, Loredana, Iris, Stella Popescu, Alexandru Arșinel, Jean Constantin, Cornelia și Lupu Rednic, Vali Vigelie și Adrian Copilul Minune. Duminică, nu pierde niciun moment din spectacolul câștigătorilor. Super Bingo Pro TV. Sufletul să zboare. Lasă mileniul să vină la tine. Piața Revoluției, București, România. E posibil ca noul mileniu să fie unul al înțelegerii, al comunicării și al speranței, în care oamenii să comunice mai ușor, mai mult și mai sincer. E posibil pentru că există dialog. Dialog face totul posibil. Astăzi, aici, acum, viitorul este prezent. De mii de ani, un spectacol nesfârșit. Iar esența spectacolului este miracolul. Omenire. Astăzi, miracolul este prezent.
pregătește-te pentru miracol! Pentru toată lumea, anul 2000 înseamnă mult. Înseamnă anul de care mulți s-au ferit, înseamnă anul de care cei mai mulți își leagă speranțele. Înseamnă o cifră rotundă în care românii vor fi obligați să se evalueze. Pentru a vedea ce a fost și mai ales pentru a vedea încotro merg. Au nevoie de curaj, au nevoie de credință, de dragoste și de speranță în clipa care urmează. Au nevoie de foarte mult în așa fel încât pentru a putea scăpa de trecut să ajungă în viitor. Nu poți însă să scapi de trecut fără să nu treci printre un ritual inițiatic. Unul de tip creștin, dacă doriți, poate chiar apocaliptic într-o oarecare măsură, pentru că dacă vrei să ajungi în lumină, trebuie să treci înainte prin întuneric, trebuie să treci prin toate spaimele pe care ți le-ai pus în față, în așa fel încât, omorându-le una câte una, să ajungi în lumină. În așa fel încât atunci când ai crezut că forțele răului au stăpânit totul, să găsești resursele necesare pentru a sparge întunericul și forțele răului și pentru a ieși către lumină. O lumină orbitoare, nemai văzută, la fel de greu de suportat precum întunericul, însă mult mai valoroasă decât acesta. Acesta este spectacolul pe care îl propunem acum. Aceasta este esența unei creații artistice extraordinare pe care am gândit-o pentru dumneavoastră, care să ne transporte împreună din ceea ce a fost, prin întunericul de care ne-am temut atât, către ceea ce trebuie să vină în mod firesc. De la vedenii înfricoșătoare, de la spaime și fiare îngrozitoare, către o creatură cerească de o frumusețe fără seamăn, care în mod simbolic se va ridica din piața Revoluției, într-o întruchipare așa cum n-ați mai văzut, ca să deschidă sufletele pentru totdeauna și să întărească spiritul unei națiuni. Unei națiuni la care și noi ținem enorm de mult, o creatură care să transmită mesajul puterii și voinței românilor care simt, cred și gândesc în și prin Dumnezeu. Îngerul este așadar mesagerul care va duce către cerul ruga noastră, un mesager care se va ridica într-un spectacol pe care cred că îl veți înțelege așa cum trebuie, unul din suflet și pentru suflet, un spectacol pe care să-l iubim și să ne-l însușim așa cum se cuvine. Ne apropiem de anul 2000 și pentru România. Așa că asta să facem, să lăsăm anul 2000 să ne scoată din întuneric și să ne ducă către lumină. Am închis ochii și am văzut întunericul. Și întunericul nu era negru și nu era pustiu. Chipul lui era chipul ispitei și chipul ispitei se îmbrăcase într-o mie de chipuri. Stăteau tăcute în mine. Și am văzut o altă fiară ridicându-se din pământ. Și am văzut cerul deschis. Și am văzut un înger pogorându-se din cer. O lumină fără început și fără sfârșit. Lumină către lumină. Iubire către iubire. Vă doresc ca această clipă de grație a trecerii pragului între 1999 și 2000 să fie una cu mult mai multă lumină pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care
au venit acum în piața Palatului peste 100.000 de oameni cu siguranță și imaginile vă conving fără niciun fel de dubiu. Le mulțumesc tuturor celor pe care am avut alături de noi în anii în care ProTV a emis și va emite și de acum încolo pentru România și pentru români, telespectatorilor, oamenilor de la cabină, oamenilor care au venit și au avut curajul să spună, celor care au avut mărinimia extraordinară de a ajuta și de a ne ajuta și pe noi să ne facem datoria într-o țară în care și pentru care lucrurile sper să meargă mai bine de acum încolo. Și nădejdea mea este cu adevărat în Dumnezeu și în oamenii care trăiesc în această țară, oameni care au știut întotdeauna să prețuiască binele, să-l despartă de rău și să găsească resurse să meargă înainte. Cred că 10 ani de la evenimentele din 1989 au fost suficiente ca să ne demonstreze că, iată, cu ajutorul luminii și a bucuriei putem să facem pași înainte, sprijinindu-ne unii pe alții, lăsând la o parte suspiciunea, zavistia, ura, invidia și toate celelalte sentimente care nu au niciun fel de rost. Nu suntem idealiști, ne dăm seama că nici de acum încolo lucrurile nu vor funcționa atât de repede pe cât ne-am dorit. Dar oricum, ceea ce se întâmplă acum ne demonstrează că românii au într-adevăr putere de coeziune și pot să meargă înainte. Iată câte zeci de mii de suflete au venit în piața Palatului alături de noi ca să fim împreună și să ne bucurăm. În paralel cu ce se întâmplă în București, vedem ce se întâmplă la Betlehem. Iată cum se ridică și acolo lumina către ceruri, în aceeași manieră în care peste tot, atunci când pământul a trecut și va mai trece de acum încolo, până când întreg mapamondul va ajunge în anul 2000, s-a trecut cu bucurie. Iată, auzim și sunetele. Ce se întâmplă la Betlehem e cu adevărat frumos. Acest secol a început. Există. Înseamnă oare că va fi religios, parafrazându-l pe Malru, va fi religios sau nu va fi deloc? Îl întreb lucrul acesta și pe Andrei, care cred că are un sentiment aparte. E un oraș foarte important pentru două din marile religii monoteiste. E important, în primul rând, pentru creștinătate, prin nașterea lui Iisus Hristos, Mântuitorul, împlinindu-se însă profeția. De mai multe locuri în Biblie se spune că se va naște în orașul regelui David. David, așa e. Și într-adevăr, regele David, cel biblic, psalmistul, s-a născut aici, la Betlehem, cu niște mii de ani înainte, cu 1000 și ceva de ani mai înainte. Nu întâmplător să audă hoda bucuriei acolo, pentru că ce altceva poate să fie pentru toată lumea decât un moment de imensă bucurie. Cred că ne-am convins cu toții că spaimele nejustificate ale anului 2000 au fost cu adevărat nejustificate. Să ne bucurăm așadar pentru că mergem înainte. Iată, imaginile se combină și se diversifică din ce în ce mai mult. Suntem prinși cu adevărat în bucuria universală. De data asta este Gizeh. Am ajuns la Gizeh, în Egipt. Spaime la fel de nejustificate, apropo de, de fenomene apocaliptice, ca și cele de la eclipsă. Oricum, noi mai avem o șansă. Încercăm și anul viitor să vedem în 2001, că atunci începe, într-adevăr, mileniul 3 după toate regulile. Dar, iarăși, un spectacol fascinant și cel de la piramide, împănat cu o mulțime de necazuri pentru echipa lui Jean-Michel Jarre. Fără nicio îndoială, iată-l pe celebrul extraordinarul Jean-Michel Jarre, un om de o imaginație extraordinară, un om care bucură multă suflete în momentul ăsta, ne bucură și pe noi. De ce nu? Haideți să fim global, să fim universal, dar am nevoie de o scurtă pauză. La mulți ani încă o dată România, la mulți ani încă o dată tuturor celor care ne urmăresc, tuturor celor dragi, anonim sau nu, pe care îi cunoaștem și la care ne gândim în aceste momente. Se cântă extrem de românește în piața Palatului, în piața Revoluției din București. Se cântă în toate limbile pământului și nu are nicio importanță, pentru că peste tot cântul ăsta înseamnă un singur lucru, bucurie. Imensă bucurie, pentru că avem de-a face cu anul 2000, acela care fie nu ne-a promis nimic, fie ne promite totul, dacă îmi permiteți formula asta. Ne-am temut, n-are rost. Dumnezeu ni l-a dat în continuare, mergem înainte, rămâne de văzut ce facem cu el. Ce face omenirea cu anul 2000? O mulțime de lucruri, sper că lucruri bune. Ce face cu anul 2000 specific, mai greu. Ce va face în continuare, să sperăm pe foarte multe lucruri bune. Jean-Michel Jarre și Oxygen, așadar bănuiesc că ați recunoscut a doua piesă de pe albumul Oxygen, care ne transportă însă ca pe aer până în Grecia, pe Acropole și, evident, e o țară în care civilizația se măsoară ca în Egipt în mai mult de două milenii. 2000 de ani la umbra coloanelor de pe Acropole.
Acolo am fost pentru o fracțiune de secundă, de altfel ne plimbăm, ne place să ne jucăm, ne place să ne plimbăm, ne place să combinăm lucrurile. Iată acropolele, iată explozia de lumină. Să ne întoarcem la noi în țară și să nu-i mai chinui pe Andreea și pe Costi, deși nu cred că e un chin, că par fericiți așa. Suntem, suntem, doamnelor și domnilor, la mulți ani! La mulți este ani! Este extraordinar! Eu una n-am mai văzut așa ceva de la Revoluție. De 10 ani n-am mai văzut atâta lume în această piață. Sunt oameni care vin de peste tot, sunt oameni cu copii mici în spate, exact ca la Revoluție. Cine a zis că românii nu sunt optimiști? Cine a zis că nu au speranță? Nu-i adevărat, sunt fericiți și știu că pot, au putere. Și prin ceea ce au făcut astăzi, cred eu că românii au arătat că pot fi așezați oricând alături de oricine, chiar și de cei mai bogați, pentru că am văzut ceva mai devreme la Pro TV cum a fost petrecut revelionul acesta, unic. E clar că n-am fost mai prejos decât Times Square sau decât orice loc din toată lumea. Cu siguranță și vom continua, probabil, sau mai bine zis, mare siguranță să rămânem la fel. La mulți petrecerea ani, aici continuă. Puteți încă să veniți aici pentru a vedea ce înseamnă optimismul și la urmă urmei viața. Succes! La mulți ani! La mulți ani și vouă! Dar parcă nu mi-ar veni prea în grabă să mă despart de Piața Palatului, ba din potrivă, aș vrea să mă zgândăr un personaj care cu siguranță va ridica adrenalina multora în slăvi în anul 2000. Andrei Gheorghe trebuie să afle și el ascuns pe undeva, poate în dosul Nicolei, eu știu pe unde, pe acolo, prin mulțime pe undeva. Să ne întoarcem în Piața Palatului și vine el și Andrei Gheorghe, dacă mă aud. Ce-am uitat să facem? Să ne cântăm noi la mulți ani, da? Hai să vă aud! Hai să facem împreună! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți! Hai! Mulți ani trăiască! Mai tare! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! S-au zis și șampanile? Pa, pa! La mulți ani! Anul 2000, așa cum nu ni l-am închipuit, eu mă gândeam că va fi multă civilizație, roboței, la mulți ani! Foaie verde, flori cachi, acum prag de 2000, am vrea să vă povestim cam ce istorie știm. Istoria nu-i fictivă, dar e în schimb alternativă, scurtă, fără oboseală, ca într-un manual de școală. Ce nu scrie, s-a dedus, să nu zici că nu ți-am spus. Parcă văd prin ceață anii când ne călcară romanii. Ne călcară fără veste și pe noi și pe neveste. Și începură lupte grele, noi pe ei și ei pe ele. Dar bătuți nu se dă dură. Le luară și le făcură prunci frumoși și buni de sapă, ce îndoiau vinul cu apă, nu ca să-l bea ei, vezi bine, ci să-l vândă la prostime. Și așa au ieșit românii, concepuți în dosul stânii, din Traian și Decebal, printr-un act totuși normal. Și văzând noul popor, Nea Traian cânta de zor. Uitați, e familia care a ieșit din mine, ce mai picior și ce dita mai rușine. Uitați, o familie ce arată foarte bine, ungurii mor, că ei nu sunt neam cu mine. Am venit, v-am contropit cultură, v-am adus cu hip-hop-ul și cu dance-ul, femeia v-am sedus. Am vorbit cu Apolotor și a venit băiatul să vă facă peste rând.
pământul și șpagatul. Uitați de familia care a ieșit din mine, ce mai picior și ce dita mai rușine. Uitați, o familie ce arată foarte bine, un guri mor, că ei nu sunt neam cu mine. Și uite așa, fără motiv, mai sărim alternativ și ajungem dintr-o dată la posada prescurtată. Basarab de sus dădea și Carol Robert striga: Basarabe, ieși afară! Ce te crezi tu, bă, vreo gară? Cască gura-ți-a stăcheală, ca să-ți torni nițică-ți moală! Urcă până la mine! Suie, ca să-ți dau și niște! Ce-ai zis? A, tu mă confuzi, baban! Carol Boia e tenisman! Nici o confuzie nu e! Era rima de la cuie! Și acum ce faci eu te ia? Basarabe, stai așa, de pornire dintr-o ceartă și tu dai cu apă fiartă! Stai că-i chestie ciudată, că-i și caldă și sărată! Basarabe, nu ți-e bine, ce dracu faci, mă? Pe tine! Luptăm cum putem și noi, că suntem plini de nevoi! Smoala și cu pietrele vă termină fețele. Wow, 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 Carol! Se aud numai strigăte, du-te bin, Carole! Wow, 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 Carol! Pietrele în cap, acum încep să cadă, mai vedeți așa ceva? Doar la mine iadă, că posada-i locul pe care nu-l dorești, unde soarele răsare doar dacă-l plătești. Carol se retrage, că a luat cafteală, iar oștenii de oșteni le toarnă niște zmoală. Șmecherii lui Carol pleacă în patul rabe, fiindcă lupta e pierdută. Zile basarabe! Smoala și cu pietrele vă termină fețele. Wow, 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 Carol! Se auzi numai strigăte, du-te în bit, Carole! Wow, wow! Și tot ca un manual, sărim ce nu-i principal, ne învârtim ce ne învârtim și la Țepeș poposim. Zice Țepeș: Bă, boieri, am avut filmare ieri cu regizor... Nicolaescu? Saizescu? Stați așa... Carampil! Copula mea îl chema, așa. Ați fost mare în Dracula. Hai, sictir, că vă știu rima. Lasă asta. Vreau fiesta să înceapă și aș trage ceva în țeapă. Să vă aduc doi turci de afară? Nu. O bancă bună oară. Ca de pildă Bancop. Știți, unde-i țeapă și o hop. Și de nu-mi putea, măi Vlade? Blestemul pe voi va cade. Vă trag pe toți într-o țeapă, între voi cu foi de ceapă, ca într-o mare frigăruie. Și după aia vă dau... Sare! Cum se pune pe mâncare? Vedeți, bă, că știți! Acolo este țeapă și țeapă e nasol. Din sol până noapte trăim în pericol. Acolo este țeapă și țeapă e nasol. Din sol până noapte trăim în pericol. Se scoală nenea Țepeș, e supărat un pic, și bagă țeapa-n tine cam până la buric. Te dezbracă, deșacă și rămâi gol, și ca să nu te infectezi stă și cu alcool. Acolo este țeapă și țeapă e nasol. De sol până noapte trăim în pericol. Acolo este țeapă și țeapă e nasol. De sol până noapte pericol. Băi, scoală, băi. Ce? Hai, bagă. Ha. Plecăm iar în derivă prin istoria alternativă, mai facem un scurt popas, să vedem ce ne-a rămas. Da. Cuza și... Ah, da. Prietenul lui, Moș Ion Roata Norocului. Zice moșul: Hai la tata, ia mânerul în vârte roata, cam acolo în valize, premii multe și surprize. Ușor, Ioane, zice Cuza, vezi că ți se lasă buza. Ha, și ce dacă? Zi ferea să se lase și altceva.
Dar cum îți citesc privirea, cred că ai făcut unire. O zi mai durează chinul și e gata magazinul. Ce glumă! Hai că-i bună! Cred că am să mă râd o lună. Eu unul ți-aș zice zău, Alexandru Ioan Bășcău. Da, zice, te-am întrebat. A, cu unirea. E încurcat când să ne unim aseară. Ea mi-a zis că-i domnișoară. Dacă așa zici că stă treaba, haide că ți-o dau pe baba. Babo, vino cu a fată. Babo, tu, uite-ai, rătiți-o, hai tata acasă. Este baba pe la gaz și fluieră băieții. Chiar de merge în baton până la sfârșitul vieții. Seară de seară iese hoașca la trotuar și pe uliță în jos se uită după car. Te primește în curte ei cu zâmbetul pe față. Încă de la poartă vezi că are și mustață. Când te privește, wow, are un ochi mai mic. Are gușa peste sân și sânii pe buric. E liberă, mama. Eu te văd ce vorbă mare, că așa ne e datul sorții ca să ne iubim până și morți. Mă rog. E, manualul răsfoim, tot alternativ sărim și ajungem, cum e firescu, la Neanicu Ceaușescu. Hai, Leano, gata, să-ți fie rușine. Mă tot pup prin poală și știi că nu e bine. Și mi-aduce aminte că, ca tâmpitul, te-am luat pe tine, prințesa gării, Titu. Și ce dacă Niculae? Tu n-aveai nici păr pe spate când eu le făceam pe toate. Sunt chimistă, să trăiești! Ce chimista, mătii, ești? Că dacă te întreb acu rapid, zici că H2O-ul e acid. Haide, nu fi supărat. Ești mai bun ca... ca Bobu în pat. Și orice ai zice tu, și eu sunt ca sexy, nu? E, dracu să fii. Poftiți, tovarăși colindători! De după ușe. Și tu mă lești de pat și de picioare cu cătușe. Și-apoi te repezi, da, ca un mistreț. Dragi tovarăși, uite, asta e epoca de aur creț. Sexy, sexy, știu că mă vrei, Nicule, să nu te prind la femei. Sexy, sexy, hai repede, hai spre mine dacă ai cu ce. Aha, aha. Ei, și ajungem în final, prin acest bun manual, la Neanelu și Milică, cei doi oameni fără frică. Păi, Emile, zice Nelu, ăștia ne făcură felul, ne dădură toți la o parte și ne scoaseră din carte. Nelule, noi suntem mici, nu suntem escatatulici. Important e, știi tu bine, ce rămâne după tine. A rămas? Ei, da? Să nu-l calce careva? Oricum, acum 2000, sper că tot eu voi ieși. Din partea mea ești, măi, vere, dar să fiu tot eu la putere.
Și uite așa se înțepară zi de vară până în seară și cum tot gustau pălincă, trecură pe Caterincă! La 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 la. Ridicați toți vizele în aer, cine mai stă pe aici un fraier. Ormirii cordenea Nelu tot așa va fi. N-avem chef de muncă nici acum, nici în 3000. Nu ne crede blocul natu și nici uie fiindcă. Tot ce spune și ce facem e la Caterincă. La 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 la. Ridicați toți vizele în aer, cine mai stă pe aici un fraier. Nenea Nelu e celul ce ne-a dat la oase și ne-a tot făcut din vorbe până 9-6. A venit apoi Milică și ne-a promis bani. Ne-a făcut și el din vorbă încă 4 ani. Baniul e subtire, treaba merge piano-piano. Tot ce se promite este doar ciocodimano. Noi ieșim în stradă și strigăm câte o lozincă, că tranziția asta este tot o Caterincă. La 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 la. Ridicați toți vizele în aer, cine mai stă pe aici un fraier. La 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 la. Ridicați toți vizele în aer, cine mai stă pe aici un fraier. Apropo, băi, ultimul om să stingă lumina, da? Vă felicit, am trecut cu bine prima oră din anul 2000. Așa că, dacă ați rămas pe acolo, pe acasă și, eu știu, probabil v-ați înfruptat din belșug de toate cele pe care le-ați pregătit acolo, vă invit să mergem mai departe, pentru că știți bine, întregul Occidentul încă n-a intrat în anul 2000. Urmează să vedem cum se distrează vecinii noștri din Europa. Vom face un tur de forță prin marile capitale europene. Cu ce putea să încep dacă nu cu Parisul, orașul luminilor? Pentru a păstra bunul renume al capitalei franceze, după cum bănesc că vedeți, municipalitatea a cheltuit sume imense pentru a trece cum se cuvine în anul 2000 și fără îndoială că tot fel trebuia să fie practic centrul de atracție, Arcul de Triumf, astfel de asemenea emblematic pentru Paris este iluminat feric. Vom merge și la Vatican, fără îndoială. Deocamdată la Paris se petrece numărătoarea inversă și ați văzut acolo secundele derulându-se și vedeți în spatele meu. Între timp, la Vatican, iată sanctitatea sa, Papa Ioan Paul al II-lea, se pregătește să se adreseze tuturor credincioșilor adunați în piața San Pietro. În rest, cred că vom mai avea mai multe drumuri de făcut. La Berlin vom merge, fără îndoială, oprindu-ne la emblematica poartă Brandenburg, cea care până în urmă cu 10 ani reprezenta frontiera dintre Occident și Orient. Iată așadar evenimente în paralel. Frumos să vezi Parisul, Vaticanul și București, unul lângă altul, Tobe la București, Sfântul Părinte la Vatican și Parisul care în aceste secunde a intrat deja în anul, în anul 2000. Parisul a intrat în anul 2000 și s-a mulțumit pentru a instala toate artificiile și pădăriile. Sunt între altele lumea, sunt de este într-adevăr un simbol nu numai pentru Franța, este un simbol pentru întreaga umanitate și e bine că francezii au ales pentru trecerea în anul 2000 exact acest uimitor simbol. Alexandru Dumas, fiul, era un client zilnic la un restaurant din turnul Eiffel și întrebat de Gustave Eiffel, care îi place chiar atât de mult în turn, a răspuns, de unde? Până unde? E singurul loc din care nu văd obiectul ăsta blestemat. Da. Între timp, iată, Vaticanul este și el pregătit. Sanctitatea sa, Papa Ioan Paul al II-lea, va rosti un cuvânt. Mă întreb dacă va fi tradiționala binecuvântare Urbi et Orbi și probabil că da, chiar dacă este specifică altor momente în viața Bisericii Catolice.
E interesant să faci tot acest tur și toată această apropiere, fără îndoială importantă. Nu știu dacă vă dați seama exact cât de important este momentul pe care îl traversăm acum. Este practic anul 2000. Vă dați seama de lucrul ăsta? Și foarte elegante, foarte franțuzești, cu mult chic artificiile de pe turnul Eiffel. Originale, aș spune, nu simple explozii pe cer, lucruri mult mai complicate, a căror sursă este turnul Eiffel însuși. Îmi place. Cui nu-i place? Cui nu-i place, da. Și în plus, să mai repetăm încă o dată, este o noapte unică, măcar prin faptul că apucăm să ne simțim mult mai apropiați unii de alții decât o facem pe parcursul anilor, când... Apucăm să ne vedem unii pe alții, la interval de câte o oră trecem din capitală în capitală, din fus orar în fus orar, și din punct important în punct important. Iată așadar imagini care, a nevoie, puteau fi alăturate în alte ocazii. La Vatican, între timp, Sanctitatea sa a început discursul, așa că cred că e bine să ne oprim aici să vedem ce se spune. L'anno che si introduce in un nuovo millennio. Per i credenti è l'anno del grande giubileo. Ne aflăm în anul Marelui Jubileu și urez tuturor bun anno a tutti voi. Mulți ani, la mulți ani tuturor, bărbaților, femeilor, di ogni parte della terra, din orice colț al lumii. Nel varcare la soglia del nuovo anno, în timp ce trecem pragul noului mi an, piacerebbe bussare alla porta, mi place să bat la le vostre case, ușile caselor dumneavoastră, per recare a ciascuno il mio augurio cordiale, să vă aduc cele mai călduroase și prietenești urări. Nella luce, la mulți ani tuturor, si radia sub univers. Lumina care iradiază și care va trebui să iradieze asupra întregului mileniu. Urez din toată inima tuturor pace și îngerii, pacea îngerilor din noaptea sfântă. Iar dragostea să vă unească ca pe niște frați. Vă urez tuturor un an senin, fericit, vi accompagni la certezza, și să vă însoțească încrederea și speranța și siguranța. Voi 2000 ani sono, Cristo viene, care să pornească și care să izvorască din faptul că acum 2000 de ani se năștea Iisus Hristos. I passi incerti e titubanti dei popoli, delle nazioni. Este sărbătoarea tuturor națiunilor, este viitorul speranței. A lui către el, lui îi cer să binecuvânteze acest minunat moment și urările, astfel încât anul, mileniul, să vină cu promisiuni, să fie bogat în bucurie și în pace. Intrăm în anul 2000 cu privirea îndreptată către misterul reîncarnării. De azi, de mâine și din totdeauna. Acestuia îi aparține timpul, secolul, gloria, puterea pentru toate secolele care vor veni de acum încolo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Iată vine comentarea Urbi et Orbi, pe care nu o credeam totuși prezentă și nu, pe de altă parte, nu avea cum să lipsească într-un asemenea moment tocmai această binecuvântare din partea sanctității sale Papa Ioan Paul al II-lea. De altfel, manifestările de simpatie în jurul persoanei Papei au depășit de mult zona convenționalului. Se agită steaguri și se aplaudă și se fluieră uneori ca pe stadion. Binecuvântarea a fost adresată dintr-un balcon pe fasada Vaticanului, renovată nu de mult, s-a terminat renovarea nu de mult, o muncă imensă, care a, și extrem de costisitoare și care a durat foarte, foarte mult timp, dar a redat splendoarea arhitecturală acestei fațade înnegrită de teribila poluare a Romei. Ei bine, cred că momentul este mai mult decât grăitor, atât prin cuvinte cât și prin imagini. Între timp am ajuns din nou la Paris. Din nou la Paris și unde imaginea se agață cu încăpățânare de turnul Eiffel și de podurile peste Sena. Vedete, sunt Giuseppe de Carli, buon 2000 a la mulți ani tuturor, ați ascultat salutul sanctității sale. Când veți reveni acasă, mângâiați-vă cu dragoste copiii. Giovanni Paolo II a espresso il desiderio. Și am ajuns la Berlin, Cristi. Am ajuns la Berlin între timp, comentariul colegului din Italia a dispărut. Nu nimic, ne vom juca așa și cu sunetul și cu imaginea ca să colorăm noaptea asta așa cum se cuvine, poarta Brandenburg, iată-o. Odinioară, într-adevăr, hotarul între două lumi. Granița Războiului Rece. Pe care însă... Pe care însă Războiul Rece l-am depășit de mult și probabil că anul 2000 cu siguranță nu-l va mai aduce înapoi. Cel puțin sperăm. Să sperăm. În orice caz, Berlinul renaște la propriu. Un nou parlament, Reichstagul, vechiul Reichstag, fusese distrus de bombardamentele aliaților în 1945, după ce suferise un incendiu grav de tot în anii 30. Și acum Berlinul începe să fie din nou o mare capitală europeană, cum a fost întotdeauna. La Berlin avem un corespondent care cu siguranță ne va spune ce înseamnă de fapt anul 2000 la Berlin. Este Edi Tocciovski, care spune acum bună seara. Bună seara sau la mulți ani. Și la mulți ani, fără îndoială. Edi, spune-mi, te rog, ce se întâmplă acum la poarta Brandenburg? Noi avem imagini, în schimb un comentariu mult mai avizat este al tău de data asta. Da, aici la Berlin, evenimentul open air între poarta Brandenburg și coloana Victoriei. Alo? Da, continuă, noi te ascultăm. Da, mega show-ul a început de mult, cerul este iluminat de focuri de artificii splendide și în culori. Da, Berlinul este o metropolă fascinantă. În urmă cu 100 de ani încă nu avea atâți locuitori cât oaspeți are în noaptea aceasta. 2 milioane de oameni au fost așteptați. Între timp, după cele mai noi știri, sunt deja 3 milioane de oameni oaspeții Berlinului, 3 milioane în care se plimbă pe bulevardul dintre poarta Brandenburg și coloana Victoriei. 8500 de polițiști din toată țara sunt în acțiune, 1800 de pompieri sunt în acțiune și așa mai departe. Focurile de artificii sunt interzise în perimetrul festivităților. Acolo au fost instalate 10 scene, mii de reflectoare și nenumărate ecrane video. La poarta Brandenburg, simbol al Berlinului, cât și al căderii zidului în urmă cu 10 ani, are loc un magnific foc de artificii chiar în clipele acestea. Gigantic, dar și controversat, este spectacolul de lumini de la coloana Victoriei, Siegessäule. Pe muzica lui Mike Oldfield se iluminează coloana într-o adevărată catedrală de lumină. Edith, mulțumesc mult pentru corespondență. Îți spun încă o dată la mulți ani. La mulți ani. Între timp, imaginile noastre s-au mutat de la Brandenburg Tor până la Paris, continuă să mai apară niște artificii. Eu aș vrea însă să ne întoarcem în România. De ce? Pentru că
L-am ținut în continuare pe colegul nostru Mihai Constantin la Spitalul Municipal, la maternitate, de fapt, acolo unde vom încerca să vedem și noi care este până la urmă primul bebeluș născut în 2000 în România. Bună seara, Mihai! La mulți ani tuturor și un nou an mai bun! Așa, asta își dorește toată lumea și în special cele câteva perechi de tineri care în această noapte au devenit părinți. Alături de mine se află doamna dr. Victoria Nicolicea, medic de gardă la Spitalul Clinic Universitar. Bună seara, doamnă! Câți copii s-au născut în această seară la dumneavoastră? Până la ora aceasta am avut 4 nașteri și sperăm ca până mâine dimineață să nască încă 4 paciente pe care le avem internate. Acesta este ultimul care s-a născut. Trăim alături de fiecare mică emoția nașterii copilului lor și ne bucurăm alături de fiecare. Domnul doctor, vă mulțumim. Tinerele mămici mi-au spus că, într-adevăr, de acum înainte viața lor va fi altfel și că nu vor mai trăi decât pentru copilul lor. Așadar, să sperăm cu toții că milenul care ne-a primit în sânul său cu atâta generozitate și cu atâta lumină va fi unul mai bun pentru noi toți și pentru copiii care s-au născut în această noapte. Mulțumesc. Probabil că o să apucăm să aflăm mai în detaliu despre ce este vorba, cum se numesc de fapt acești copilași. Nu știu, dacă ți se naște un copil așa, acum ce nume pune, așa ca o curiozitate, într-un moment ca ăsta? Într-un moment ca ăsta? Emil. Să poți să-l zic Mili. De la Millennium, știi? La Millennium. Am crezut... Dacă e fată, Emilie, e simplu. Mă temeam să nu cumva să faci vreo alăturare ciudată cu... Nu. Ferească, numele președintelui României a lintat și el într-un fel pe care presa îl vehiculează din ce în ce mai des. Apropo, domnule președinte, și dumneavoastră, la mulți ani. La mulți ani. Conduceți o țară care a intrat în momentul acesta în anul 2000. De fapt, noi suntem de vreo oră și 13 minute bune către 14, așa, în anul 2000. Și stăm bine, nu s-a întâmplat nimic rău. Fără îndoială, nici computerele nu s-au oprit. Care v-a să zic nu, s-a oprit, nu s-a oprit nicăieri pe lume computerele. Până acum. De toate spamele pe care le-am avut în fața ochilor mistice sau tehnice, am scăpat. Cristi, eu am o mătușă, o doamnă mai în vârstă, care și-a cumpărat cantități enorme de pâine, de făină, de lapte, de ulei, lumânări în casă, convinsă că bagul 2000 o să producă o catastrofă incomensurabilă. Săptămâni de-a rând nu vom avea curent, băncile nu o să funcționeze. Nu se întâmplă nimic deocamdată. Ei bine, nu. Nu, uite, nu vrea acest bug al anului 2000 să intre în acțiune. Și e mai bine că nu intre în acțiune. Y2K, care v-a să zic că n-a trădat, nu-i nimic. Din Guam știm asta. Din Guam, încă de pe vremea Guamului știam asta, așa este. La Iași însă, iată, se chinuie lumea să ne audă, atât Cristina cât și Septimiu. Ei bine, la mulți ani, cu asta să începem, da, Septimiu? Vă ascult, spuneți-mi și mie ce e cu ieșenii și cu modelul occidental. Oho, aici e veselie mare, bucurie mare în piața Palatului Culturii. Au fost peste 30.000 de oameni. Cum ne-am distrat, Cristina, alături de ei? A fost cel mai mare foc de artificii care a avut loc vreodată la Iași. Au fost împărțite 2.000 de sticle de șampanie ieșenilor. A fost bucurie, a fost veselie, a fost minunat. Am dansat, am râs. Și trebuie să spunem că am numărat și împreună ultimele secunde ale acestui secol, ale secolului care tocmai ne-a părăsit. A fost un revelion în stradă cu adevărat excepțional și spunem noi, am reprezentat la o scară mai mică ceea ce s-a întâmplat și în capitală. A fost o revelion în miniatură cu 30.000 de oameni în piața Palatului Culturii din Iași. 1.000 de salve de artificii și încă la această oră trupele mai concertează pe scena din piața Palatului Culturii. Deci, în concluzie... În orice caz, ieșenii s-au simțit minunat și noi alături de ei am simțit că, într-adevăr, trăim un nou an. Un nou început, dar nu numai la Iași, oamenii s-au distrat în mod excepțional. Au fost și orașe din țară, din România, unde s-a petrecut la fel de bine. Dincolo de munți, la Brașov, a fost o atmosferă excepțională. Sper că data aceasta nu mai greșesc dacă spunem că mergem acolo, la Brașov. Uite ce surpriză! Nu mergem la Brașov, sau cel puțin eu nu seamăn cu Edi Boghițoiu, cu colegul meu de la Brașov. Mai degrabă aș putea semăna într-un fel oarecare cu Costi Mocanu, printr-o asemănare volumică, sau cu George Vintilă, dacă mi-aș radă părul și barba. Am reușit cu atât mai mult să intrăm în 2000 cu bine!
cele mai tari trupe au fost și sunt în continuare pe scenă. Noi vom rămâne aici până la 4 dimineața. Nu ezitați să veniți dacă cheful la care v-ați dus sau Bairamul sau Ceaiul sau eu știu, Revelionul la care sunteți nu se ridică la standardele cerute. Veniți aici în piața Palatului. Eu sunt George Vintilă și vă aștept. Vă aștept până dimineață. Suntem în anul 2000, bucuria e mare, adrenalina crește, vocea mea se pierde până dimineață, nu vom mai fi în stare să vorbesc cu voi. Oricum, vă aștept aici, am văzut cel mai mare foc de artificii, mâncare și băutură este, nu ne facem niciun fel de problemă. Mă bucur că am trecut în 2000 și vă pup pe toți de 2000 de ori! Doar am să cred că mă doare. Mulțumim foarte mult! Mulțumim! Vă gândăm acum casino! Fără tine cerul e prea sus! Dacă vreți, Iris, mergeți în piață. Cristi Miculescu rămâne acolo printre fulgii de zăpadă. În schimb, tot printre fulgii de zăpadă mergem la Brașov. La mulți ani! La mulți ani tuturor și un an nou fericit! La Brașov ninge cam basme, iar aerul miroase a praf de pușcă. Focul de artificii s-a terminat chiar acum câteva minute și pot să vă spun că a fost superb. Ce trăiesc oamenii în această noapte? E greu de răspuns la această întrebare. Gândurile ne sunt amestecate. Ne amintim ce a fost mai frumos până acum și poate că trăim sentimentul despărțirii. Pe de altă parte, simțim euforia trecerii într-un nou mileniu. E un moment de mare bucurie, dar și de răspundere. E clipa în care fiecare dintre noi nu se mai simte cetățean al unui oraș, ci al întregii planete. Nu mai poartă doar grija familiei sale, ci a omenirii, ci a întregii omeniri. Cât au privit focurile de artificii, toți au trăit senzația beției. Avem timp să ne gândim de acum încolo ce înseamnă mileniul 3. Sper din toată inima să însemne armonie, înțelegere, prosperitate și împlinirea tuturor dorințelor, chiar și a celor neștiute. Călătoria mileniului continuă însă. Ajungem la Cluj. La mulți ani, Corina! De aici, din orașul de la Poalele Feliacului. Clujul, să știți că nu s-a lăsat cu nimic mai prejos și a organizat un spectacol grandios, comparabil cu cel din București, din piața Palatului. Vreau să vă spun că pentru prima oară clujenii au petrecut Revelionul în stil occidental. Cu toate că temperatura a fost cam scăzută, mii de oameni s-au adunat în piața Vramiancu, unde atmosfera a devenit în scurt timp incendiară. Seara a început la Opera Română cu spectacolul Liliacu, transmis și pe un panou uriaș montat în piață, pentru a putea fi urmărit și de cei care nu s-au aflat în sală. De la operetă la un cu totul alt gen de muzică nu a mai fost de făcut decât un pas. În piața Vramiancu au concertat în jurul orei 11 formații îndrăgite, după care a sosit mult așteptatul moment al șampaniei. Cele 20.000 de cupe de șampanie împărțite de primărie s-au dovedit însă insuficiente pentru cei prezenți în inima orașului. Cireașa de pe tort a fost, după cum bine bănuiți, focul de artificii și baloanele colorate. Pot să vă mai spun că în tot acest timp, pe panoul instalat în piață s-au transmis imagini ale petrecerii Revelionului 2000 din țară și din străinătate. La această oră, clujenii sunt tot împreună și sărbătoresc trecerea în noul an, pe care ni-l dorim mai bun decât toți cei care au trecut peste noi. Aceasta a fost prima intervenție de aici, din Cluj, din anul 2000. Vă mai spun încă o dată, la mulți ani tuturor și petreceți așa cum vă pricepeți voi mai bine, fie pe străzi, fie în fața televizoarelor, alături de ProTV, de Cristi Tabără și de toți ceilalți. Toate cele bune! La revedere, Corina! Mulțumesc! Le mulțumesc tuturor celor care au stat alături de noi până acum. De foarte puțină vreme încolo, adică de peste, eu știu, câteva zeci de minute sau poate mai puțin, veți rămâne cu Andy Moisescu. Așa că e momentul ca Andrei Bacaruș cu mine să ne apropiem încetişor de sfârșitul maratonului ăsta. Da. Maraton foarte agreabil, alpinte.
Foarte, foarte agreabil. Și am trăit-o și pe asta. Fără îndoială că am trăit-o, am trăit-o și pe asta. Adaug din nou nota de mândrie la satisfacția noastră profesională. Noi avem câteva chestiuni la activ. Andrei are primii pași ai omului pe lună. Și ai vizita Papei. Eu am vizita Papei, împreună avem Eclipsa. Eclipsa, sigur. Eu l-am mai prins și pe Patriarhul Ecumenic în România, anul 2000. Mm-hmm. La anul cred că ar trebui să ne întâlnim pentru trecerea, adevărata trecere, mileniu 3. Cu ajutorul lui Dumnezeu o să facem și pe asta. Fără îndoială că o să facem și pe asta. Și îmi doresc foarte mult să fiți și atunci alături de noi, cu toții. Nu mai e mult până atunci, un an. Un an. Și aș vrea să spun și eu tuturor celor care ne-au văzut și au lucrat cu noi astă seară, la mulți ani. La mulți ani, așadar, vă spun și eu, petreceți bine și frumos în continuare, fie că vă aflați în piața Palatului, fie că vă aflați acasă, printre cei dragi, printre arome și gusturi îmbietoare, printre veselie și alte cele. Nu uitați, am intrat în anul 2000 fără niciun fel de probleme din partea lui Dumnezeu sau din partea tehnicii. Așa că, înainte să mă despart, v-aș dori doar atât. Să vă dea Dumnezeu și să ne dea Dumnezeu, de fapt, să ajungem cu toții la dreapta socoteală și la darul deosebirii. Să deosebim în sfârșit extremele și cu dreapta socoteală să găsim în sfârșit drumul pentru mersul înainte. Noi ne vom mai întâlni mai încolo, mă gândesc că undeva în 10 ianuarie, dacă veți deschide televizoarele la ora 7, ne vom întâlni. Până atunci, la mulți ani și din partea mea, să ne vedem cu bine!